Bună ziua, stimați ascultători! În cadrul emisiunii noastre de astăzi vom vorbi despre o activitate cu un anumit specific, dar înainte de a vorbi despre o conferință de tip model United Nations, o să vorbim cu Alexandra Onțică despre cum ajunge un elev la să intre în contact cu asemenea proiecte și activități și de ce ajung elev ca ea, deci a ajuns Alexandra să se preocupe de acest mod de a dezbate numite probleme de actualitate și de ce s-a gândit să și organizeze. Și asta este unul din punctele pe care le vom atinge pe parcursul emisiunii. Bine ai venit în emisiunea noastră. Aș începe prin a te ruga să faci un pic legătura între preocupările tale care țin de educația formală, da? Materiile care îți plac, ești o elevă de media 10, deci care excelează în domeniul acesta al educației formale, dar în același timp ești un om preocupat și de activități extrașcolare și iată și organizezi. Vreau să te întreb ce te pasionează, ce lucruri îți stârnesc interesul în mod special. Legat de materiile de la școală, îmi place foarte mult informatica, deoarece am o gândire analitică și informatica mă ajută să pun acest lucru în practică și mi se pare foarte fascinant că niște simboluri pe un ecran pot duce la niște programe complicate. Dar în același timp am fost dintotdeauna preocupată de problemele societății noastre și mereu am gândit cum am putea să le rezolvăm. Foarte interesant. Se observă faptul că există o lipsă de motivație, să spunem, în a aborda problemele acestea sociale și nu pare neapărat că tinerii de astăzi sunt foarte interesați de lucrul acesta. Și vreau să te întreb, educația formală dezvoltă poate mai puțin aceste abilități sociale, deși există anumite materii care se ocupă cu asta. De ce este important pentru tine să înțelegi lumea în care trăiești și nu numai să o înțelegi, să te formezi ca să gândești soluții ale problemelor lumii de astăzi? Apoi, în primul rând, trebuie să cunoaștem societatea în care trăim pentru a ne putea desfășura activitatea zilnică fără să-i deranjăm pe ceilalți din jurul nostru. Și este important să recunoaștem faptul că unii dintre noi suntem mai privilegiați decât ceilalți și că nu toți au aceleași oportunități ca și noi. Și de aceea trebuie să fim conștienți și să-i ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor. E nevoie, într-adevăr, de o educare a minții noastre și a sufletului nostru în a face această legătură între dezvoltarea noastră profesională și dezvoltarea noastră completă ca oameni. Aș vrea să te întreb, când ai început să faci prima dată activități extrașcolare și ce tip de activități te-au interesat inițial, ți-au atras atenție? Am început în clasa noua să fac voluntariat în cadrul unei organizații numite Mental Health for Romania, al cărei scop este creșterea conștientizării și reducerea stigmei din jurul tulburărilor mentale și creșterea accesului la servicii de sănătate mentală de calitate pentru cât mai multe persoane. M-am înscris în cadrul acestei organizații deoarece îmi place scopul lor, obiectivul lor și acest lucru m-a îndemnat să îi ajut și să vă iau parte la activități care să îi ajute pe cei din jur în acest domeniu. La un moment dat, te-ai implicat în dezbateri academice într-un format în limba engleză, public forum, și aș vrea să te întreb. Știu că, deși nu ai avut o experiență foarte bogată, ai atins repede un nivel foarte bun de dezbatere. Ce anume ai câștigat din experiența aceea, din public forum? Dezbaterile ajută enorm la dezvoltarea gândirii critice și a abilităților de oratorie
și acest lucru m-a ajutat foarte mult pe mine și pe plan personal, deoarece m-a ajutat să mă dezvolt ca persoană și m-a ajutat să-mi dezvolt abilități necesare și necesare pe viitor, de care cu siguranță o să am nevoie la locul de muncă, în studiile viitoare, și acest lucru mi-a plăcut foarte mult. De asemenea, faptul că am lucrat în echipă cu încă o elevă m-a ajutat să dezvolt aceste abilități interumane, comunicarea, și consider că aceste abilități sunt necesare. Un lucru foarte important este ca elevul să intre în contact cu o tematică care are legătură cu societatea, că poate lumea de astăzi, sau poate familiile, îi țin pe copii departe de aceste teme. Poate că unui adolescent, unui tânăr de astăzi îi vine greu să intre în contact cu tematica aceasta socială, să spunem. Dar ideea este că aceste dezbateri vin și îl provoacă pe tânăr, îi pun în față aceste teme, el urmând să ofere o anumită perspectivă sau anumite soluții. Și vorbind despre societate, aș vrea, am ajuns în punctul în care aș vrea să te întreb ce rol a avut și are familia în educația ta și în ce măsură te ajută să te miști în această lume plină de oferte care caută să-ți propună diverse perspective asupra succesului personal, dezvoltării personale. Eu mă consider norocoasă din acest punct de vedere al familiei, deoarece părinții mei au fost mereu acolo pentru mine și m-au susținut din punct de vedere moral și financiar și le sunt recunoscătoare, foarte recunoscătoare. Este foarte important să ai o familie care te susține și care te îndeamnă să faci față acestor provocări și să te lovești de cât mai multe teme diverse, astfel încât să capeți la rândul tău experiență de viață care te va ajuta pe viitor și să-ți formezi o opinie legată de subiecte importante din societatea noastră. Pe lângă susținerea aceasta, de ce ar fi necesară îndrumarea familiei când vine vorba de diverse proiecte în care să te implici? Tu discuți cu părinții tăi, cum vezi tu lucrurile astea? Pentru că lumea e dinamică, foarte mulți s-au acomodat cu ideea aceasta că trebuie să facă și alte activități în afară de cele legate strict de educația formală. Cum se întâmplă lucrurile la tine? Eu personal mă sfătuiesc cu părinții de fiecare dată când iau o decizie, adică le spun ce aș vrea să fac pe viitor și le ascult părerea și de obicei sunt foarte fericiți când văd că vreau să mă implic în diferite activități și mă ajută din punct de vedere moral. Sunt acolo pentru mine și niciodată nu mi-au zis că nu pot să faci asta și este foarte important să ai persoane care să te îndemne și să te ajute să te ajute să ai încredere în tine. Apropo de educația din familie, țin minte că pentru tine lectura înseamnă sau contează foarte mult. Pe de altă parte, știu că stăpânești cel puțin două limbi de circulație internațională, engleza și germană. Trăim într-o lume în care poate mulți sunt mulțumiți, sunt autosuficienți, cunosc limba engleză pentru că multe lucruri, cultura în care trăim, să spunem, are ca suport această limbă. De ce e important pentru un adolescent, pentru un tânăr să citească? Pentru tine de ce contează faptul că ai acest plus? Faptul că cunoști limbile acestea moderne la un nivel destul de înalt? Vorbind de lectură, aceasta are mai multe avantaje, printre care și faptul că te ajută să-ți formezi o opinie și te ajută în același timp să te cunoști pe tine însuți, deoarece îți pui problema, ce cred eu legat de acest lucru, care este părerea mea. Și este foarte important să ne punem astfel de întrebări.
Acum, legat de limbile străine, după cum ați spus și dumneavoastră, totul în jurul nostru acum este în engleză și ne lovim foarte des de limba aceasta, deci a devenit o necesitate să cunoaștem limba engleză, dar pe lângă asta, cunoașterea mai multor limbi străine ne ajută să avem mai multe surse, adică nu citim doar știri în română, citim știri și în engleză, vedem și perspectivele unor ziare internaționale, și ne ajută să nu fim manipulați, să evităm manipularea și să fim bine informați. De asemenea, foarte mulți angajatori caută vorbitori de cât mai multe limbi străine, deoarece acest lucru ne ajută să comunicăm cu oameni din toată lumea și să ne lărgim orizontul. Apropo de lărgirea orizontului, dacă ar fi să te gândești la ce subiecte ți-au rămas în minte din cărțile pe care le-ai citit sau din materialele pe care le-ai citit în engleză sau în germană? Care ar fi aceste teme? Ce ai recomanda dacă tu ai fi pus în situația să recomanzi cuiva lectura? În ce sens ai recomanda-o? În primul rând ca divertisment sau în primul rând ca posibilitate de a intra în contact cu anumite perspective, cu teme, cu gândire un pic mai profundă? Sincer, ca amândouă și ca divertisment și ca posibilitate de a intra în contact cu mai multe teme, deoarece faptul că înveți lucruri noi și te pui în fața unor provocări nu înseamnă că trebuie să fie plictisitor. Este ceva antrenant, deci poate fi și distractiv, poate fi considerată și o modalitate de divertisment, cel puțin din punctul meu de vedere. Da, uite, în lumea de astăzi există atâtea surse de divertisment, care poate sunt mult mai interactive sau mai dinamice decât lectura. De ce pentru tine lectura rămâne totuși importantă? De ce contactul cu anumite idei, să le spunem, sau teme ar fi important? Lectura, ca să zic așa, nu-ți dă mură în gură informațiile, în sensul că la știri ți este prezentat un singur punct de vedere. Așa, într-o carte ți se oferă o perspectivă mai largă și te lasă să îți alegi perspectiva cu care rezonezi tu și ideile cu care ești tu de acord, ideile pe care le respingi sau cu care nu ești de acord în totalitate și în același timp îți pune creierul la contribuție. Acum aș vrea să mergem un pic mai departe, să ajungem la subiectul acesta legat de conferințele pe modelul Enlightened Nation. Deci tu, la începutul liceului, ai făcut voluntariat, ai lucrat cu oameni de diferite vârste, pregătire, educație diferită. Contactul acesta cu lumea sub o formă diferită decât cea în școală, cum te-a determinat să te implici în dezbateri și în conferințe de tipul ăsta, în dezbateri pe un model anume, ce anume te-a condus acolo sau cum, o scurtă poveste din care să rezulte cum ai ajuns tu să dai mai multă importanță acestui tip de activitate? Prima oară am auzit de acest concept de model United Nations în cadrul unui webinar în care persoana care vorbea despre acest tip de conferință spunea că prin intermediul participării la aceste conferințe și-a dat, n-a mai fost atât de timidă, a depășit frica de public speaking și a ajutat-o pe plan personal să devină o persoană mai bună din mai multe puncte de vedere. Apoi, când mă uitam pe Instagram, am văzut o postare de la un cont al unei organizații de tineri care promova o astfel de conferință și mi-am adus aminte de ce a spus persoana respectivă în cadrul webinarului și m-am gândit să mă înscriu, pentru că și eu eram mult mai timidă înainte și chiar m-au ajutat să depășesc această timiditate. Și nu am regretat faptul că m-am înscris. A fost o experiență plăcută și mi-a plăcut să caut soluții la temele propuse și să intru în contact cu persoane din toată lumea. Să înțeleg că la acea conferință era internațional.
Uite, gândindu-te înapoi și aducându-ți aminte cam ce teme s-au discutat, cum ți s-au părut la prima vedere? Pentru că școala nu ne formează să abordăm exact ce spuneam mai devreme, asemenea subiecte. Tu ai înțeles și pentru că ți-a fost sugerată ideea că e bine să te implici în așa ceva, ce ți-aduce aminte despre temele propuse atunci și tema pe care tu ai abordat-o ca participant? Mi-aduc aminte și acum tema dezbătută atunci. Era ceva legat de rasism și combaterea acestuia. Și mi s-a părut o temă de actualitate, de aceea m-a și atras. În România nu se discută așa de mult, cel puțin în școli, despre rasism și efectele negative ale acestuia asupra persoanelor implicate, persoanele care sunt din cauza, care suferă din cauza rasismului. Și mi-a dat de gândit, m-a obligat într-un fel să mă gândesc la soluții și am aflat lucruri la care chiar nu m-aș fi gândit. Nu mă așteptam ca persoanele care suferă din cauza rasismului să fie atât de exteriorizate față de restul și mi s-a părut o experiență foarte utilă din acest punct de vedere, pentru că m-a ajutat să văd această temă dintr-o altă perspectivă. Rasismul este o temă care nu mai unește oamenii. În anii 60 s-a creat un curent de opinie, o mișcare civică, lucrurile au stat un pic altfel. Acum, rasismul este abordat din diferite perspective și una din perspective este un pic, cum să spun, dificil de încadrat. Adică e una care speculează, folosește anumite fenomene pentru un folos, să spunem, politic. La noi nu se discută foarte mult pentru că nu există acea istorie care există poate în Statele Unite sau în fostele țări care au deținut imperii. Cultural vorbind, există o diferență. Dar discriminarea există și, din păcate, noi nu vorbim despre modul în care societatea trage niște linii și pune pe unii dintre oameni, nu neapărat pe criterii de rasă sau de sex, îi pune în situații dezavantajoase. Și aici e important de vorbit, pentru că în Occident poate problema discriminării produse de un anumit sistem corupt nu există. Acolo există, să zicem, așa numitul rasism sistemei. La noi, în schimb, există forme de discriminare de altă natură care țin de o lipsă a meritocrației. Ai participat la conferință. În ce a constat pregătirea ta? Orice delegat înainte de o conferință Model United Nations trebuie să cerceteze foarte mult. Research-ul este foarte important în pregătirea materialelor pentru conferință, deoarece trebuie să știi ce urmează să spui în discursurile pe care le vei ține în cadrul de o cunoaștere destul de largă a temei pe care urmează să o discuți. De aceea, majoritatea conferințelor roagă delegații să scrie un document numit position paper, în care prezintă pe scurt tema, prezintă opinia țării pe care o reprezintă față de problematica pusă în discuție și în care delegații trebuie să propună soluții la care se gândesc ei și care cred că ar putea fi implementate. Și această cercetare, cum am spus, este foarte importantă. De asemenea, trebuie, înainte de conferință, ca fiecare delegat să scrie un discurs introductiv în care prezintă poziția țării față de temă, dacă este pro, contra, și ca urmare a acestui discurs, celelalte țări vor ști dacă se pot alia sau nu. Cam în asta constă pregătirea ca delegat. Fiecare țară are un delegat, are mai mulți delegați. Cum funcționează lucrurile? Depinde de conferință. Sunt unele care au delegații reprezentate de mai multe persoane, dar la majoritatea conferințelor este o singură persoană care reprezintă o țară. Și cum se procedează? Alege persoana, îi se desemnează țara, cum se întâmplă?
De obicei, în formularul de înscriere te întreabă cam ce țară ai vrea să reprezinți, însă dacă țara respectivă este deja ocupată sau de alt delegat sau nici măcar nu a fost propusă în cadrul comitetului, se dă o țară din oficiu, cum s-ar zice, aleg organizatorii o țară care cred că s-ar potrivi, care avea o viziune similară. În momentul în care delegatul află ce țară reprezintă, află care este tema pe care o dezbat. Sunt mai multe secțiuni, în general, nu? Într-o conferință de genul ăsta nu există o singură secțiune. Știi exact la ce secțiune va participa, ce temă va aborda. De ce criterii ține cont în momentul în care își prezintă poziția față de tema respectivă? Se documentează cu privire la politica din țara respectivă? Este poziția proprie, personală, care devine poziția țării pe care o reprezintă? Cum se desfășoară? Delegatul reprezintă o țară, deci tot ce va spune în cadrul conferinței va fi viziunea țării asupra temei. Părerea personală nu contează în momentul de față. De aceea trebuie să citească foarte multe articole legate de tema respectivă și de țara pe care o reprezintă. Și de aceea site-urile oficiale ale guvernelor și parlamentelor din fiecare țară sunt o sursă bună de documentare în acest sens. Deci trebuie să ajungă să cunoască poziția reală a țării respective pe tema propusă și să-și o asume și să-și o prezinte în mai multe discursuri. Aș vrea să te întreb, cam la câte conferințe ai participat și în ce calitate? Deci ai fost prima dată delegat pentru o anumită țară. Ulterior? Am participat ca delegat la 6 conferințe. Apoi am participat la 2 conferințe ca secretariat member, adică organizator. Și la 2 conferințe am participat ca chairperson, adică ca moderator. Și acum sunt secretary general, adică liderul echipei de organizatori al conferinței Tomisman. Bun, cum ți-a venit ideea? Deci ai participat ca delegat. Cam ce țări ai reprezentat? Prima țară a fost chiar România. Foarte interesant. O țară mai care te-a solicitat mai mult în documentare? Din fericire, nu. Nu, pentru că, cunoscând limba română, am putut să citesc foarte multe articole în română și m-a ajutat să mă documentez legat de România. Pe lângă România, ai fost la mai multe conferințe. Ce alte țări ai mai reprezentat? Am mai reprezentat Franța, Brazilia, Argentina, din câte mi-aduc aminte. La acestea a fost puțin mai greu să găsesc viziunea țării, legată de o anumită temă, deoarece puteam să citesc doar articole în limba engleză și articolele în alte limbi traduse nu erau la fel ca și cum le-aș citi în română, dar m-am descurcat. Și pe ce teme a trebuit să prezinți poziția țării respective? Poți să dai câteva exemple? De exemplu, am fost Franța într-o conferință în care am dezbătut tema legată de efectul menstruației asupra educației fetelor. Am reprezentat Brazilia într-o temă legată de educația sexuală și implementarea acesteia în școli și a fost foarte interesant din moment ce Brazilia este o țară religioasă, deci este împotrivă. Și am mai reprezentat Argentina într-o temă legată de sinucidere asistată, assisted suicide și eutanasiere pentru oameni. Da, teme foarte controversate, cel puțin. Da. Sunt țări unde am observat că legalizarea eutanasiei a provocat bucurie. Eu personal nu înțeleg de ce ar fi o eliberare pentru cineva să se poată sinucide asistat. Și mi-e greu să-mi dau seama care e diferența substanțială între a te sinucide tu, a lua o substanță și a implica alți oameni, persoane calificate, să spunem, medici. Și aici ține într-adevăr și de religia țării respective. În general, țările catolice sunt mult mai refractare decât altele.
dar ține cumva de o schimbare culturală, de o schimbare a atitudinii omului față de viață. Și aici, apropo de gândirea critică, trebuie să vedem de ce apar aceste teme și devin urgente și de ce există o presiune socială pentru legalizarea lor în condițiile în care omul, dacă vrea să moară, moare oricum, de exemplu. Sau legat de anumite aspecte ale educației. Cum ți-a venit ideea? Deci ai participat ca delegat, ai participat ca membru în organizare. Primele lucruri pe care le-ai simțit ca nediferite în momentul în care ți-ai schimbat statutul în cadrul acestor conferințe, când ai intrat în organizare, ce schimbări majore s-au produs? Am văzut câtă muncă este implicată în organizarea unei conferințe și câți pași trebuie atinși înainte de a ajunge în ziua respectivă. Și sunt foarte multe de făcut, sunt foarte multe materiale de pregătit, pentru că fiecare conferință pregătește niște documente în care prezintă temele de unde să înceapă cercetarea, să fie punctul de plecare al research-ului pentru fiecare delegat. De asemenea, trebuie să fie cineva care să aloce țări delegaților, trebuie să fie persoane care să știe cum să folosească Zoom și să fie dispuse să ajute delegații în cazul problemelor tehnice. Și sunt foarte multe părți pe care trebuie să lucreze o echipă pentru a putea ajunge la produsul final, care este conferința. Ideea de organizare a conferinței Thomas Moon mi-a fost dată de faptul că aceste conferințe au foarte multe avantaje și am vrut ca elevii din Constanța și România să poată descoperi și acest concept, acest format de debate care îi poate ajuta să se dezvolte pe plan personal și care îi ajută să vadă lumea cu alți ochi. În România se mai organizează și există, din câte știu, și formatul Uniunii Europene. Sunt asociații sau cluburi de dezbateri, școli în România care organizează. În Constanța este prima inițiativă de acest gen și ție ți-a venit această idee. E patronată de școala noastră, de Colegiul Național Mircea cel Bătrân. În momentul în care ai pornit la drum, cum ți-ai ales colaboratorii? Ai făcut o propunere, știai că există un interes. Cum ai gândit lucrurile? Primul rând m-am gândit că în echipă trebuie să fie persoane cu care să mă înțeleg, ca să pot să colaborez. Așa că primele persoane pe care le-am anunțat de această idee, de această inițiativă, au fost prietenii mei. Și cei care s-au arătat interesați au intrat în echipă și în prezent mă ajută, sunt în funcții importante, precum Alina, Elena. Apoi am postat un anunț pe Instagram în care am anunțat că căutăm persoane dispuse să ne ajute la organizarea conferinței, în schimbul unui certificat de participare care îi va ajuta ulterior. Și s-au arătat mai mulți interesați decât mă așteptam. Și acum avem o echipă de în jur de 25 de persoane. Așa cum spuneai, pe lângă munca propriu-zisă, s-a spus, volumul de muncă, apare problema aceasta a coordonării. Vreau să te întreb, în momentul în care ai pornit cu ideea aceasta de a iniția o conferință în Constanța pe model United Nations, aveai în minte câteva teme? Cum ai ajuns să discuți despre temele și secțiunile sub care se va desfășura conferința, care vor fi platformă. Aveam câteva teme minte pe care le scrisesem într-un document. Aveam un document plin de idei, dintre care am ales și cu ajutorul dumneavoastră câteva dintre ele pe care să le dezbată delegații în cadrul conferinței. Multe dintre ele mi-au fost sugerate chiar de activitatea de la școală, de exemplu, tema legată de integrarea copiilor cu dizabilități în școli nu a fost originală, ca să zic așa, pentru că am tot auzit-o în timpul orei de germană. Noi, pentru examenul pe care îl vom da la anul, trebuie să pregătim anumite teme sociale și aceasta era una dintre ele și mi s-a părut interesant să propun această temă și pentru o conferință model United Nations.
momentul în care noi, ca țară, am intrat în Uniunea Europeană, aceste teme au devenit importante, am intrat și noi în contact cu ele și nu sunt propuse întâmplător, pentru că a fi civilizat, o societate civilizată presupune că orice om contează și presupune o schimbare de atitudine față de orice categorie de oameni. Adică dacă spui că toți suntem egali în fața legii, înseamnă că noi între noi ne tratăm ca egali și nu pornim de la ideea discriminării sau a tratamentului diferențiat, ci tocmai a integrării oamenilor în societate. Dar aici apar viziuni diferite și poate că vom discuta mai în detaliu despre chestiunea asta, dar aș vrea să te întreb. Cum ai gândit echipa de organizare? Cât de mare? De ce te-ai gândit la 3 secțiuni în care se va desfășura și cam cât de mare ar fi trebuit să fie sau este echipa de coordonare? Echipa de coordonare am împărțit-o inițial în 5 departamente, pentru că mi s-au părut că sunt 5 aspecte pe care trebuie să ne concentrăm. Și pentru fiecare departament, la început, voiam să aleg în jur de 3-4 persoane. Acum este o echipă în care avem chiar 5, pentru că au fost foarte mulți doritori. Dar acesta a fost criteriul de alegere al funcțiilor, faptul că aveam nevoie de persoane cu mai diferite abilități pe mai multe domenii, IT, academics, adică să ne ajute cu scrisul documentelor de research. Ne-au trebuit persoane care să se ocupe de promovare, să se priceapă la răspândirea acestei conferințe, pentru ca mai mulți oameni să audă de ea și să se poată înscrie dacă sunt interesați. Și de asemenea, aveam nevoie de cineva care să fie un fel de serviciu al clienților, adică să comunice cu delegații, să le transmită țările pe care le vor reprezenta, să le răspundă la întrebări și să le clarifice orice nelămurire ar avea. Am 3 comitete, să avem 3 comitete, deoarece mi s-a părut că o temă nu este suficientă. Sunt atât de multe probleme pe care le-am putea dezbate și să aleg doar una mi se părea imposibil, așa că am zis măcar la 3, să mă limitez dacă nu pot mai multe. Da. Vorbeai despre faptul că la un moment dat ai ajuns chairperson. Ce înseamnă, ce face acest chair? În primul rând, trebuie să cunoască foarte bine procedura care este similară cu cea de la Organizația Națiunilor Unite, adică să știe ce tipuri de moțiuni pot propune delegații, cum funcționează dezbaterea și ce se întâmplă în cadrul unei conferințe, de fapt. Ca chairperson trebuie să ajuți delegații cu research-ul în caz că au nevoie, să le dai sfaturi înainte de conferință despre ce ar putea să cuprindă documentul acela position paper în care își exprimă ideile la început, înainte de conferință. Apoi, în timpul conferinței, efectiv numesc delegații pe care îi vor pune să vorbească pe rând, dacă sunt voluntari, dacă nu sunt voluntari, pur și simplu îi aleg la întâmplare, astfel încât toată lumea să vorbească. Și la final, în funcție de evoluția fiecărui delegat, cerii aleg persoanele care vor primi premii, pentru că se dau și premii, best delegate, cel mai bun delegat, outstanding delegate și best position paper. Cum se desfășoară o conferință? Deci pe parcursul unei zile se deschid lucrările și pe fiecare secțiune există acest moderator care deschide lucrările și inițiază dezbaterea, adică invită delegații să-și prezinte ce prezintă delegații prima dată. În primul rând se face prezența ca să vedem ce țări sunt. Apoi, în ordine alfabetică, se iau toate țările la rând. Fiecare delegat va ține un discurs în care va prezenta viziunea țării sale legată de temă pentru a ști fiecare delegat în parte cu cine s-ar putea alia, cu cine ar putea colabora în
vederea scrierii unei rezoluții, lucru care se face spre finalul conferinței. Apoi, după aceste discursuri introductive, fiecare se înscrie la cuvânt, ridică mâna sau îi trimite un mesaj privat cerului în care îl anunță că are ceva de spus. Apoi, când cerul decide că pot fi propuse moțiuni, fiecare delegat sau delegații care au idei pot propune subteme ale temei de dezbatere pe care să le discute în profunzime, în mai aprofundat. Și acestea se numesc moderate caucus. De obicei este cel mai răspândit tip de dezbatere din cadrul conferințelor, în care se discută o subtemă și fiecare, exact ca mai devreme, se înscrie la cuvânt, își spune opinia. Apoi, după ce după ce s-au discutat mai multe moțiuni de acest tip, încep delegații să lucreze la rezoluții în care vor prezenta soluțiile la care s-au gândit în timpul conferinței și pe care le-au propus în cadrul moțiunilor prezentate, discutate anterior. Iar la final se va dezbate asupra rezoluțiilor, pentru că de obicei sunt două care au viziuni opuse și doar una dintre ele poate fi aprobată și este aprobată de majoritate. Adică dacă majoritatea votează pro pentru o rezoluție, atunci aceea este aprobată. Deci scopul final este ca o rezoluție să câștige voturile unei majorități. Da. Vreau să te întreb pe finalul emisiunii, dintre toate aceste elemente care constituie sau din care se constituie o conferință, deschiderea cu poziția fiecărei țări, fiecărui delegat, propunerea de submoțiuni, dezbaterea pe ele, crearea acelor alianțe în vederea unui vot și susținerea unei rezoluții în final. Care sunt elementele, părțile care consideri tu ca o valoare educativă, formativă mai importantă? Unde crezi tu că e mai multă substanță? În ce parte a dezbaterii? Consider că atunci când lucrează pe echipe, adică alianțele, pentru a scrie rezoluțiile, atunci au nevoie de abilități de negociere, de comunicare, trebuie să știe să-și prezinte ideile și atunci își dezvoltă cele mai multe abilități, din punctul meu de vedere, și este cea mai importantă parte a conferinței, deoarece îți aduni ideile la oaltă și în considerare tot ce ai auzit până în momentul de față și trebuie să pui pe hârtie. Și pe lângă asta se vede cine s-a documentat în mod serios și a asimilat lucrurile pe care le-a citit. Are chiar o viziune proprie pe subiectul respectiv, pentru că dacă nu ai, nu ai ce să negociezi. Dacă ai venit doar cu un discurs scris de acasă, da, ți-ai dezvoltat abilitățile de discurs public, ți-ai depășit anumite blocaje interne și poți să susții un discurs, dar exact ce spuneai tu, important este ca să poți colabora împreună cu alții și să poți lucra la o soluție a unei probleme care a fost supusă discuție. Emisiunea se apropie de final. Aș vrea să-ți cer să încerci într-un minut să argumentezi, să promovezi ideea aceasta de implicare în tipul acesta de activități. De ce un tânăr ar trebui să se implice în așa ceva mai mult decât în alte activități? Așa cum și tu ai început cu un voluntariat făcut cu o anumită categorie de oameni. După cum am spus și mai devreme, acest tip de conferință aduce foarte multe avantaje. Te ajută să-ți dezvolți abilitățile de oratorie, discurs persuasiv, negociere, diplomație, dar în același timp te pune în contact cu persoane din toată lumea și te ajută să cunoști alte culturi și alte mentalități cu care nu ai interacționat în mod normal. Și astfel devii mai empatic, cunoști mai bine lumea din jurul tău, afli cum este să trăiești în alte țări, ce mod de viață au alții și cum este să faci parte dintr-o altă societate, pentru că fiecare țară are societatea sa.
Îți mulțumim pentru prezența în emisiune. Într-adevăr, e o miză foarte mare aceea a pregătirii unui om pentru viața, unui tânăr pentru o viață cât de completă și de complexă cu putință. Lumea e într-o dinamică, sunt teme mai prezente în anumite societăți decât în altele și pentru noi e important să înțelegem de ce se întâmplă lucrurile acestea. Mulțumim pentru prezența emisiunii, le mulțumim și ascultătorilor și le urăm o zi plăcută în continuare.